Ce este fierberea? Definiție în voxtoria auto. Fierberea este o reacție a unei încărcări excesive cu material, iar datorită încărcării excesive și a procesului de uscare ce intervine la suprafața materialului, solventul din acel material nu poate fi eliminat, evaporat. Acest uh, material. Poate fi fueler, vopsea 2K sau lac. În general, materiale uh, bicomponente ce necesită un întăritor. Și odată cu procesul de uh, uscare accentuat în profunzime, se formează mici bule de gaz uh, datorită solventului neeliminat, uh, ce se sparg. Iar uh, la suprafața materialului apar uh, înțepături ce au un efect uh, vizual destul de neplăcut. De aceea, și procesul uh, acesta se cheamă fierbere, fiindcă este asemănător cu procesul de fierbere al apei, care înainte de a da în clocot formează uh, mici bule de gaz ce se sparg la suprafața apei. Deci, în concluzie, fierberea este o reacție a unei încărcări, a unei încărcări excesive cu material. Putem evita această reacție prin acordarea unui timp mai îndelungat între straturile de, de material, fie el fueler, vopsea 2K sau lac, sau în funcție de împrejurări, se pot folosi uh, diluanți rapizi care să uh, grăbească procesul de evaporare al diluantului sau uh, întăritor lenți ce încetinesc procesul de uscare al materialului și astfel uh, există timp suficient ca solventul să fie eliminat în totalitate. Până data viitoare, v-am salutat cu respect, toate cele bune!